suntem nevoiți să petrecem Paștele doar cu cei cu care locuim. Colega mea, Georgiana Mihăil, a vorbit cu câteva dintre persoanele publice din țara noastră și a aflat că și ele vor respecta toate regulile. Haideți să vedem! Cred că este pentru prima dată când efectiv nu am reușit să-mi fac planuri pentru sărbătorile pascale. Cred că vom sta cu toții în casă anul acesta. Mi-aș fi dorit foarte mult să fiu lângă ai mei, dar chiar dacă lucrul acesta este imposibil, cu siguranță îi voi suna pe Skype și vom lua masa împreună așa. Cum erai obișnuită să-ți faci sărbătorile? Vezi vreo schimbare în acest an? Îți dai seama că e o diferență. În primul rând, ori mergeam la ai mei, ori mergeam la părinții lui Dragoș, mergeam la viere. Era cumva altfel, era masa aia în familie, cu toată lumea. Nu sunt acel om care să-și facă Paștele împreună cu familia, mai mult de Crăciun mă duc așa pe la ai mei. Ideea e că, uite, de exemplu, în ultimii 3 ani de Paște am fost plecat la Amsterdam. Am luat lumină din cartierul roșu. Deci cu cine îți petrești sărbătorile de Paște? Singurel, fizic singur, dar cu siguranță pe... ori pe videocall, ori pe... mai vorbesc cu prietenii prin PlayStation când ne jucăm. Eram obișnuit să ne strângem toți și așa mai departe și clar slujba de înviere, pentru că acolo, nu știu, era o tradiție pe care noi o urmam și luatul luminii era ceva semnificativ și foarte special pentru toți. Aproape în fiecare an noi mergeam la satul mare, de acolo de unde sunt eu, și de data aceasta rămânem acasă, vom face mâncare, voi face mâncare de Paște, eu voi încerca să pregătesc o masă tradițională ca la noi la satul mare, voi face pentru prima dată pască, drob și vom face împreună. Sper să mă ajute fetele. Și este tot pentru prima dată faptul că trebuie să gătesc singură de Paște. Ce gătești de Paște, apropo? Aoleu, păi nici nu știu, va fi puțin diferit la mine pentru că eu nu mănânc carne. La mine va fi totul pe legume și fructe. Cu siguranță voi face și eu niște ouă, voi vopsi niște ouă. Prăjituri și nu știu, să vedem. Faci Paștele cu produse tradiționale sau fără în acest an, dacă tot stai singur acasă? Mai, teoretic m-aș întoarce. Acum să văd că nu te gândi că mă apuc eu acum să vopsesc ouă, că nu știu, să nu mă pricep. O să comand, probabil. Sau mai am, uite, lui Popescu îi trimite soacră sa, de exemplu. Cred că pachet prin curier sau nu știu. Probabil atentez la ăla. Sunt conștient de chestia asta, că eu... sărbătoare sacrificată, să spunem așa, în sensul în care, ca să nu zic compromisă, în sensul în care trebuie să stăm acasă. Până acum, clar va fi trist, mai trist, pentru că până acum era o sărbătoare, era ceva vesel. Paștele era ceva de bucurie. Acum nu va fi de bucurie, acum va fi de aducerea minte a cum era înainte. Știi? Cam asta cred că va fi. O să ne aducem aminte cum a fost anul trecut, cum era în liceu, cum era când eram noi tineri, cum mergeam la înviere. Tu erai obișnuită să și cânti bănuiezi de sărbători, nu? Mereu cântam de sărbători. Nu a fost sărbătoare fără cântare, ca să zic așa. Anul acesta, fără, am anulat concertele până în luna iulie, cam așa. Dacă se va prelungi toată nebunia asta, cu siguranță le vom anula și pe restul. Ce le urez telespectatorilor pentru sărbătorile pascale? Să fie liniștiți, să fie sănătoși, pentru că asta e cel mai important. Dragi români, nu intrați în panică, fiți credincioși, nu uitați cum am fost noi crescuți, să mergeți pe același drum, țineți aproape de cei dragi, de familie, pentru că ei sunt cei mai importanți și o să treacă perioada aceasta și o să ne putem bucura unii de alții. Cântați, jucați, de Paște puteți să vă simțiți bine acasă, în familie. Sărbători frumoase! Eu le urez un Paște binecuvântat, cu multă pace, dragoste și liniște sufletească, să se bucure cât mai mult alături de cei dragi, dacă este posibil și sunt împreună anul acesta. Multă sănătate și să aibă grijă de ei! Le doresc sărbători fericite, Hristos a înviat și să fie optimiști, pentru că până la urmă, chiar dacă e greu acum și e un moment de sacrificiu, o să fie după aia bine și o să avem tot timpul să ne bucurăm de următoarele sărbători de Paște. Așa că să fim optimiști, să scăpăm de anxietate și să ne uităm doar la emisiuni ca a voastră.